Așa îi spune aici, în Clacul Pieptin. Nu mai este nimeni, a rămas numai eu cu Petru ăsta din Gărâște. El e după croc, e umis aici. Ce să faci? Au fost mulți roate de oameni dincolo. Toți au plecat, au murit, nu a mai rămas nimeni. E mult de atunci. Am avut doi oameni, unul l-am avut tineri, au murit de 4 ani și a rămas singură. Nu-i nimeni, nu? N-am copii, n-am frate, n-am surori, n-am nimeni. Ce să fac? A rămas așa, singură, singură. Nu pot să merg, nu mă duc și picioarele. N-am nicio putere. Nu te pierde nimeni. Nu te aude inima. Nu mai am nicio putere. Aici m-am născut, aici mor. E, trece și vara asta, a trecut, vine, a venit toamna, urmă vine iarna. Tot așa, tot din viață se duce toate. Am plecat pe 80 de ani, tot aici a fost. Cât ai avea de trăit asta, nu știu eu. Dar nu știu când vine sărășia aia. Ce să faci, așa e. E rău. Ia mare depășit. Gata. Nu m-am nimerit atunci. Ce faci tu, Marico, din care înțebești? Păi da, pe cine poate să fie decât eu? Cum să spun, mai dai de seară? Gata. Da. Na, bine, mătușa mea, na, ceau. Mulțumesc, Dumnezeu să vă trăiască. La mulți ani, că-i ziua ta. Da, mulțumesc, mătușa mea, mulțumesc din suflet. Bine, las că vorbim de seară, bine? Să mai dați, să mai, da. Mai le auziți. E, Tantiana! Mă bine! Cam cuprința de Tusăv! Cam! Mă bine! Ce mai faci? Da, uite, bine, cum e? O lăsăm jo! Da, o lăsăm jo! Cum e? Lemne mai ai? Lemne mai ai? Lemne mai ai? Nu am câțea, dar nu prea mulți. M-a ploiat, am stat udă. Păi de ce ai stat udă? N-ai foc? De o săptămână. Și n-ai foc, nu faci că nu e de lemne. Păi m-a ploiat și am răcit. Deci bagi nu pe foc, până te încălzește, până lângă sobă. Îmi plâng ochii, nu pot să mănânc, nu-mi place să mănânc. Trebuie să mănânci, că te slăbești dacă nu mănânci. Mai vin, vin să tai lemne, zic că vin cu drujba. Să vin. Că nu mai e lemne. Să nu mă las să înghezi de plic. Lăsă-mă așa, mă, că... Trag sufletul, că nu mai văd. Ce faceți? Pisa. Da? Mi-erau de tu să nu mai pot. Da. Mai vine, m-am bolnavit de o săptămână. Să mai vină 3 baterii.
Să mă ierți că prea mult cine căzuiesc copiii. Nu, aveți. Mare drag. Mă ia vieți, dedus. Mai ai trei baterii să nu... Doamne, ia mă. Doamne. Zgăr. Și n-am văzut de câmi, să așa ceva. Ești obosit, piticiu. Un pic, așa. Nu mai poți, păi ești tineri. Și asta, toți au tot așa. Toată lumea. Toată lumea. Da, toată. Și Prisesina, Cracu Mare, Inilietu. Toată lumea. Tatu. Toată lumea a dus, domn primar. Au, domnule. De unde lor și mi-ai spus și primăria atâția. Am și să scriu un pod, dar ai făcut de mult. L-o fi mâncat cară, o cumpăra și eu. Când am fost tineră, ziceau încă zbor, dar acum am îmbrâncat, mai pui merge. Când ești tineră, e un fel, când îmbătrânești, e alt fel. Îți ia puterea și nu mai poți merge, nu mai... Ești săbărât. Cum o zis una, îți ia puterea, îți ia ochii, îți ia tot. Ce să fac? Cine m-am mormântat, cineva trebuie multe. Ce să fac? Dacă nu mă pui duce să cumpăr și eu, dar nu mă pui duce, n-am ce să fac, așa stau cum este. Am venit. Copilul m-a dat de suflet, am venit. Doamne, ține suflițelul din buton. Vezi ce avem în spate, uite. Știi ce e ăsta? Doamne, ține-ți viața, că prea mult și necăjesc. Dar știi ce e ăsta? Frigideriu. Vedeți? Doamne, ține-i viața lor, să trăiască ani mulți, peste tot de ani. Eu la cinereță n-am avut, acolo la bătrânieță îmi deștea. Ce spate. Așa a vrut Dumnezeu, să trăiesc mult. Nu știu cum au rămas în urmă. O trecut, parcă ieri, alaltă ieri, eram copil. Apucat trecut cu rele, cu buni, dar s-au dus. Nu prea mergi la școală. Nu știu dacă am fost o trei luni. Știu, să scriu, să citesc, dar de scris nu sunt așa de meserie, chiar să scriu așa, chiar cum să zic repede și... Așa, prefect, dar înțeleg orice scrisoare, cam greu. 13 frați am fost noi. Așa era atunci. Aveam cartofi și pâine de malai. La om cum îi rândui norocul, așa îl duce. Dacă la om e rânduită o sânda, așa meie. Dacă n-are noroc de o viață fericită, o duce și mai era. Și trăiește așa. N-am avut nici una, nici alta. Tot pe drumuri, tot prin zăpadă. N-am avut liniște, cum să spun. O mai fost aici pustiu. O mai fost pustii.
dealurile astea, ori mai fost fără oameni. Dă Dumnezeu ne salvează de la orice. Mă înțelegeți? Dar pe dacă omul n-are ce-i tribă, apoi nu-l ajută nimeni. Apoi cum o duce bine atunci? E ca un câine care n-are stăpân, umblă de șculea. Dă Dumnezeu ne dă și pâinea, și putere, și sănătate, și minte, și știință, și judecată, toate de la Dumnezeu le avem. Dar noi nu-i mulțumim lui Dumnezeu pentru ce ne cinstește și ne dă. Că suntem mai răi. Dar ce vorbesc cu oamenii ăștia? Nu-i auziți? Că a avansat știința, cunosc tot globul pământesc. Îi credeți? Spune, îi credeți? Care au ajuns să margă până la marginea lumii, să pună mâna așa ca cum te-ai duce cu alea să pui pe parete? Cine a ajuns acolo? N-a ajuns nimeni și nici nu va ajunge. Apoi nu poate vedea nimeni. Nu poate vedea nimeni. Apoi ne întâlnim că ne rugăm la El și El ne aude, ne vede, că ne știe și gândul nostru. Cum îl poate cunoaște? El cunoaște când îi dă Dumnezeu o boală, un chin, ăsta, atunci îl cunoaște. Atunci cunoști, atunci zici, Doamne, dar e prea târziu. Omul cât trăiește, îl întâlnește pe tăti. Are timp să joace, să cânte, să se veselească. Apoi din vremea și de plâns și de amarală, toate trec peste capul omului. Cât trăiește. Lui Dumnezeu să mulțumim că Dumnezeu ne dă tăti. Și ne iartă, dar noi nu facem de fapte bune, mai mult rele. Thank you.
Nu. M-am dus sora, sora mea a fost bolnavă și a murit. Nu a rămas. Deci că trei mei trei palunează. Nu m-a zis. Care că se vila la trei. Când mă îndeleam slugă, bucam cum mai mereu la oameni, la sapă, la pece și mai mereu primăvara la plantații. Acum mai că pe plambat, până pot la lucru, da, în mânta. Mânta în ducă, în turcă. Acum, bătrâne, nu mai pot lucra. Greu. Am pe de onoră cu mine. Nu mă mai duce și apă la alt. Alte nu se roagă, nu merg la biserică. Mai am, pe care mai merg când am putut. Am mai de departe. Pe jos și departe, doar picioarele, vadă, în loc. Ce e petiță? Bună ziua! Ești vechi? Am adus doctorul? Am adus doctorul? Da, să mă uit la urechi. La urechi să mă uit. Da. Mă uit la urechi. Bine? Bun, bunica, nu te speria. Bun. Vei auzi bunica mai bine după. Da, au mai bine, că nu merg în nici. Da. Ce? Întins. Întins, pe pat. Pat. Da. Ce? Să scoatem. Scoatem. Să scoatem dopul. Dragă de ea. Mai face zgomot? Mai face zgomot în ureche? Bani, că acum am avut mai bine. Bravo, bunică, gata. Doamne ajută, Cu sănătate. Cu sănătate, cu sănătate. Și noi suntem aici, împreună, pentru câteva zile, la capătul lor de drum. Am urcat și am coborât munți. A fost când bine, când greu.
Uneori departe, alteori foarte aproape, ca și cum am fi noi, cei care deschidem ușa cu pragul înalt. Și dacă am fi noi la capăt de drum pentru câteva zile și nu am striga ajutor către alți oameni, fiindcă aici nu ajunge nimeni. Din întâmplare, am ajuns noi, împreună. Din omenie, am schimbat în bine câteva zile din cele care au mai rămas. Nu e mult, dar e o învățătură pe care o afli doar aici sus. De ani buni, urcăm și coborâm. Să ai pace până ajungem la tine!